Vreau noi discutăm una și tu la spate faci alta. Noi am aflat asta. Cum să te duci să spui că Alianța sunt candidatura greceană când n-ai vorbit cu liberalii? Da, a vorbit despre aceasta. N-a vorbit cu noi. Ghimpu l-a acuzat pe Vlad Filat că a răvnit puterea absolută. Vrea să rezolve, nu știu cât e de bun vânător, dar data asta vrea să împuște doi iepuri cu singurul împușcătură. Vreau să întreb pe domnul nostru analist dacă dovezile acestea vă par credibile. Și nici Ghimpu președinte de Parlament. Eu accept toate în lumea asta. Greșeli le facem toți. Nu-mi place că un om vrea putere absolută. Și n-am să permit niciodată cât să eu viu și particip într-un mecanism ca cineva să ia putere absolută. Vlad Filat nu a comentat deocamdată acuzațiile partenerului său de coaliție, însă marți la Fabrica a declarat: comportamentul Partidului Liberal, în mod special a domnului Ghimpu, este incredibil. Poziționarea dânsului în opoziție fiind la guvernare este foarte confortabilă. Dacă dânsul presupune că doar în funcția de speakerele este la guvernare, greșește amarnic. Anterior, Filat l-a acuzat pe Ghimpu că pune funcția de președinte al Parlamentului, care i-a reveni în cazul alegerii lui Marian Lupu la șefia statului, mai presus de interesele țării.